Doamnelor și domnilor, bine ne revedem la Fereastră către Suflet, emisiune realizată de Centrul Cultural Misionar Doxologia al Arhiepiscopiei Iașilor, în colaborare cu Telehem. Sunt preotul Andrei Tudore și mă bucur să vă fiu alături prin intermediul micului ecran. Pentru ediția de astăzi a emisiunii noastre, precum și pentru câteva din edițiile care vor urma, vă propun spre vizionare o serie de prelegeri care îl au în centru pe Părintele Sofian Boghiu, unul dintre marii duhovnici români din ai bisericii noastre din secolul trecut și precum și din secolul acesta. Seria de conferințe s-a desfășurat în cadrul simpozionului care a purtat numele Întâlnirea cu Duhovnicul, Părintele Arhimandrit Sofian Boghiu, care a avut loc la Iași în toamna anului trecut. Pentru ediția de astăzi vă propun spre vizionare conferința cu titlul Părintele Sofian Boghiu, lucrător și dascăl al rugăciunii lui Iisus. Prelegerea a fost susținută de Părintele Florin Botezan în cadrul coloviului pe care vi l-am amintit. Părintele Botezan slujește la Biserica Memorială Mihai Viteazul cu Hramul Sfânta Trăime și Sfântul Siloan Atonitul din Alba Iulia și este profesor la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Simeon Ștefan, de asemenea din Alba Iulia. Vă doresc tuturor vizionare plăcută! Mi-aș dori să fiu și eu un lucrător și dascăl la rugăciunii lui Iisus. Din păcate, n-am fost un elev prea bun al părintelui Sofian și de aceea aș vrea să vorbesc despre părintele Sofian și nu despre mine. Însă, pentru că toată lumea a început și cu câteva mărturisiri personale, aș vrea să încep și eu cu o mărturisire personală înainte de 1989. Chiar prin 89, cred, eram student la o altă facultate și începusem să mă apropii de biserică, începusem să merg la Părintele Galeriu și să-i ascult predicile și mărturisesc aproape o jumătate de an mergeam și ascultam predicile Părintelui Galeriu și după aceea plecam și nu înțelegeam de ce părintele zice cu frică de Dumnezeu și cu credință și cu dragoste să vă apropiați și eu plecam, dar nu mi se părea totuși ceva așa nepotrivit când am înțeles de fapt ce este liturghia. În orice caz, în acea perioadă am venit într-un pelerinaj în nordul Moldovei împreună cu un alt prieten, coleg al meu. Am ajuns aici la Mănăstirea Neamț și am intrat în Paraclisul care este în față, cum intre pe clopotniță. Încă nu știam noi prea multe, am intrat uitându-ne așa în sus, la frescă. Și era un părinte acolo care ne-a luat în primire extrem de puternic. Că nu am intrat cu evlavie, închinându-ne așa mai departe. Ne-a amenințat cu iadul, ne-a citit din psalmul 1 ce se întâmplă cu cel necredincios. Tare mult ne-a tulburat, dar nu ne-a întors spre pocăință, din contră, s-a stănit așa o revoltă în noi, mai ales că noi aveam anumite căutări, dar nu știam prea multe. Eram aproape hotărât să renunțăm la pelerinaj, să ne întoarcem, dar în cele din urmă n-am mai renunțat și ajungând la una din mănăstirile de maici, nu mai rețin dacă era Sucevița sau Moldovița, la muzeul mănăstirii, am intrat în vorbă cu maica de acolo, spunându-i că suntem studenți la București, că am început să mergem pe la biserică, la Părintele Galeriu, ea ne-a spus, dar la Părintele Sofian a fost, nu știam cine este.
Și dânsa ne-a explicat atunci despre Părintele Sofian, despre duhovnicul Bucureștiului, despre lucrarea pe care o face. Și după ce ne-am întors la București, l-am căutat pe Părintele Sofian la Mănăstirea Antim și mi-a devenit duhovnic pentru perioada în care am fost student în București. Mai mult așa s-au rânduit lucrurile încât, începând și facultatea de teologie, m-am implicat destul de mult în activitatea SCOR-ului. Am fost și președinte al SCOR-ului între 93-94, vremurile de început. Eram atunci foarte râvnitori și doritori să facem cât mai multe. Și chiar vorbeam cu Părintele Teofan mai devreme la masă. A fost atunci ceva special, un duh de rugăciune, de așezare, care a fost prezent între noi, fără să conștientizăm foarte bine că, de fapt, era vorba de relația noastră cu Părintele Sofian, care era duhovnicul multora din cei care eram implicați în acest ascor. Părintele era o prezență, așa cum s-a spus de atâtea ori până acum, foarte discretă, delicată, dar foarte vie. El nu era tipul de om care să coordoneze lucrurile, să ne spună faceți aia, faceți aia altă, dar ne transmitea o stare duhovnicească și ne purta în rugăciunile dânsului. În același timp, Părintele avea o smerenie și o delicatețe, cum spuneam, copleșitoare, și a fost un om cu totul aparte prin faptul că, de fapt, el s-a apropiat de ceea ce trebuie să fie un om cu adevărat. Un om integru. Dânsului îi plăcea să spună că atunci când mintea se unește cu inima, omul devine una și ceea ce gândește, aceea și simte, aceea și vorbește. Și cred că în dânsul am putut vedea acest lucru și aceasta este de fapt taina cea mare a Părintelui Sofian. Unirea minții cu inima și petrecerea necontenită în Dumnezeu. Este, de fapt, idealul isihast. Isihasmul nefiind doar un segment sau un lucru destinat doar anumitor inițiați. Biserica și-a asumat învățătura isihastă ca învățătură a ei. În secolul al XIV-lea, în urma disputelor isihaste și în urma fundamentării isihasmului către Sfântul Grigore Palama, dar această atitudine și această căutare a unirii minții cu inima și a petrecerii necontenite în Dumnezeu prin chemarea numelui lui Iisus, se întâlnește încă din primele secole creștine. Biserica, repet, și-a asumat acest lucru ca învățătura a ei în secolul al XIV-lea, dar în continuare vedem că sunt perioade în care lucrurile acestea sunt în prim plan și altele în care trec într-un plan secundar. A fost perioada Sfântului Paisie Velicicovski, pe care îl prăzduim astăzi, când din nou această spiritualitate isihastă a intrat în actualitate, apoi oarecum iar a trecut în umbră, iar la mijlocul secolului al XX-lea, interesul pentru spiritualitatea isihastă reapare. S-a vorbit aici despre rugul aprins. Nu a fost o mișcare singulară. Încă dinainte, din perioada interbelică, interes pentru spiritualitatea isihastă se vede prin
introducerea cursurilor de mistică la facultățile de teologie ținute de părintele de Nichifor Crainic, de Ilie Savin, de părintele Dumitru Sărniloae, apoi este mișcarea aceasta de efuziune duhovnicească stârnită la Mănăstirea Sâmbăta de părintele Arsenie Boca și care a dus la traducerea filocaliilor de către părintele Dumitru Sărniloae. Dar în mod deosebit a fost această mișcare a rugului aprins, iar părintele Sofian, tânăr monah la Mănăstirea Antim, a participat la întâlnirile rugului aprins și în mod deosebit, așa cum va mărturisi el mai departe, a fost marcat de întâlnirea cu părintele Ioan Culâghin, deoarece acest părinte Ioan Culâghin avea rugăciunea neîncetată. S-a pomenit despre părintele Ioan Culâghin, nu aș vrea să insist foarte mult, vreau să spun doar că părintelui Sofian îi plăcea să repete mereu un episod în care părintele Ioan Culâghin vorbea foarte aprins despre ceea ce se întâmplă în Rusia, despre suferințele din închisorile din Rusia și spunea părintele Sofian că atunci i-a pus mâna pe umăr părintelui Ioan și l-a întrebat, părinte, acum te rogi? Iar părintele Ioan Culâghin i-a răspuns foarte simplu, da, părinte, mă rog. Lucrul acesta l-a marcat foarte mult pe părintele Sofian. El va spune, până atunci nu întâlnisem un preot sau un mirian care să spună această rugăciune cu adevărat neîncetat. În plus, timp de 2 ani de zile, între 1945 și începutul anului 1947, părintele Ioan Culâghin, care era locuia la Cernica, venea în fiecare weekend la Mănăstirea Antim, participa la întâlnirile rugului aprins și dormea în chilia părintelui Sofian, care avea lungi discuții și cu dânsul și a fost foarte mult călăuzit. Spunea părintele Sofian că părintele Culâghin cunoștea toate volumele filocaliei, cita texte lungi, dar ceea ce impresiona în mod deosebit era puterea cuvântului lui, dată de faptul că el trăia ce scriau Sfinții Părinți. Întâlnirea părintelui Sofian cu părintele Ioan Culâghin cred că a avut un rol decisiv în propria sa angajare în această lucrare isihastă de chemarea numelui lui Iisus, de adunarea minții în inimă prin rugăciunea lui Iisus. Despre părintele Ioan Culâghin povestea iarăși părintele Sofian că atunci când a fost dus în închisoare, toți ceilalți erau tulburați, înjurau. Părintele era vesel și luminos și când era întrebat de ce spunea, l-am pe Hristos, am totul, n-am niciun fel de tulburare. Părintele Sofian va ajunge și el în închisoare între 1958-1964 și legat de ceea ce trăia în închisoare, el de fapt reface experiența părintelui Ioan Culâghin. Spune el, în închisori eram așa de bine păziți și așa de constrânși încât nu puteam gândi decât în sus, pe verticală, la Dumnezeu. De obicei, omul se roagă cu putere când are necazuri și în închisori erau cu adevărat mari necazurile. Rugăciunile celor din închisori erau primite de Dumnezeu, iar această primire se arăta întărindu-i pe aceștia, astfel încât, cu toată mizeria și răutatea comandată împotriva sărmanilor deținuți, aveau toți o seninătate și o bucurie care nu puteau să vină decât de sus, de la Dumnezeu. Cred că e vorba aici, părintele, de fapt vorbește în primul rând despre el însuși. Seninătate și bucurie sunt cuvintele prin care caracterizează perioada de mari încercări și suferințe din închisorile comuniste. Părintele Sofian a fost în primul rând un om al prezenței, al lucrării discrete, mai puțin un om al cuvântului oratoric. El s-a ferit cât a putut să vorbească despre experiența sa personală, însă putem să identificăm din cuvintele pe care le-a spus în diferite ocazii
Faptul că el, de fapt, ajunsese la acea unire a minții cu inima și petrecere necontenită în Dumnezeu, a fost un om de plin integru duhovnicesc. Cred că numai așa se explică frumusețea nepământeană a chipului său luminos, pacea pe care o aducea, faptul că sunt oameni care s-au convertit la ortodoxie doar văzând chipul părintelui sau s-au convins de prezența și lucrarea lui Dumnezeu în lume. Cu adevărat, părintele a ajuns la rugăciunea neîncetată și mai mult decât rugăciunea neîncetată, la această petrecere necontenită în Dumnezeu. Când vorbește despre rugăciune, e clar că vorbește despre sine însuși. Încet, încet, spune părintele, pe măsura umilinței noastre, se luminează acest lăuntru al nostru și simțim că este cineva cu noi în fiecare clipă și ne poartă de grijă. Totodată crește râvna pentru cele sfinte. Parcă ne mistuie dorul de rugăciune. Simțim un glas care ne cheamă mereu. Nu te rogi? Roagă-te! Însă rugăciunea ne învață să ne rugăm și mai apoi ea se rostește singură în inima noastră chiar noaptea. Dar, pentru ca să ajungem la aceste roade, trebuie multă strădanie, multă stăruință, multă răbdare și mai ales multă smerenie. Și încet, încet, cu mila lui Dumnezeu, rugăciunea începe să curgă în noi. Având această rugăciune care curgea în inimă, părintele dorea ca acest lucru să se întâmple cu noi toți. El a fost și un dascăl, un îndrumător, un povățuitor pentru rugăciunea lui Iisus. Îndemna la acest lucru, binecuvânta cu mult drag pe cei care doreau să se angajeze în lucrarea rugăciunii lui Iisus, îi povățuia cu multă bucurie și în special din aceste povețe rezultă cât de mult era părintele de angajat în această lucrare. El când ne învață despre rugăciunea lui Iisus, ne învață din propria experiență și așa cum remarca și părintele Coman în volumul Părintele Sofian Duhovnicul, în care a publicat corespondența părintelui, chiar atunci când părintele preia anumite lucruri de la Sfinții Părinți, când relatează ceva din lecturile sale, toate sunt asimilate prin propria sa experiență. De aceea, eu am încercat să sistematizez, aș vrea să prezint pe scurt, în încheiere, câteva învățături foarte clare, directe, concrete, practice, de folos pentru noi toți, cu privire la felul în care ar trebui să ne angajăm cu toții în această lucrare a rugăciunii lui Iisus pentru a înainta spre acest țel al unirii minții cu inima și al petrecerii necontenite în Dumnezeu. În ceea ce privește semnificația și forma rugăciunii, părintele spune că rugăciunea așa are originea în rugăciunea vameșului din Evanghelie. Puterea numelui lui Iisus este în centrul acestei rugăciuni. Părintele recomanda să fie rostită în forma ei întreagă, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Prima parte, spune el, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, este recunoașterea Stăpânului a Tatălui Dumnezeu. Cea de-a doua, miluiește-mă pe mine păcătos, exprimă toate nevoile și problemele noastre. Este, spune el, o sinteză a tuturor rugăciunilor bisericii. Iar insista însă că e bine ca rugăciunea să fie spusă pe respirație și într-o singură respirație, dacă atunci când ne este greu să o spunem integral, putem să o spunem prescurtat. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul, sau chiar Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Cine poate rosti rugăciunea lui Iisus? Toți creștinii, nu doar monahii, monahii au o datorie de a o rosti, toți cei chemați la Hristos, spune el, numai să fie conștiincioși și în rugăciune, să fie sinceri, să fie stăruitori și să păstreze mereu postura de smerenie. Și copilașii, spune, pe la 8-9-10 ani pot să prindă această rugăciune și folosul este de negrăit. Căsătoria și familia, de asemenea, nu reprezintă un obstacol. Părintele spune că cunoaște mulți oameni căsătoriți
care se roagă rodnic cu rugăciunea lui Iisus. Apoi, în mod, iarăși, sunt cele două modalități de a spune rugăciunea în timpul activităților zilnice, dar și dedicându-i un timp anume, Părintele recomanda 3-4 ori pe zi, câte 15 minute, alternativ cu alte rugăciuni din ceaslov pentru începători și, cum se spunea și mai devreme, recomanda cu mâna două degetele mâinii drept deasupra sânului stâng, unde este locul inimii, încercând ca fiecare cuvânt al rugăciunii să cadă exact pe acest loc al inimii, care este centrul ființei omenești. În ceea ce privește condițiile rostirii rugăciunii lui Iisus, în mod deosebit, Părintele recomanda ca și călăuze, în primul rând, se facă cu binecuvântarea duhovnicului și sub povățuirea duhovnicului, care spune Părintele Sofian, el însuși ar trebui să fie un practicant al acestei rugăciuni. Apoi sunt sfaturile Sfinților Părinți, în mod deosebit recomanda pelerinul rus Bornicu și volumul 8 din Filocalie. Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului este un suport și ajutor foarte puternic, care împărtășania este de fapt cea care spre care se tinde prin rugăciune, pentru că rugăciunea, spune Părintele, nu suplinește, ci ne pregătește pentru împărtășire. Dar în mod deosebit, Părintele insista asupra trei condiții. Atenție, statornicie și despătimire. Atenția asupra rugăciunii, atenția asupra cuvintelor rugăciunii, să-ți închizi mintea în cuvintele rugăciunii, cum va primi mai a primit Sfântul Siloan sfatul când a mers în mănăstire. Neatenția, zice Părintele, se interpune ca un geam între noi și Dumnezeu. Lipsa de atenție la rugăciune, spune Părintele, este o adevărată blasfemie. De aceea, când ne surprindem neatenți la rugăciune, să ne oprim, să ne căim și să începem din nou, de unde ne-am rătăcit. Și să continuăm spunând conștient fiecare cuvânt din rugăciune. Altfel, ne rugăm cu păcat. Iar unui tânăr, care îl întreba ce lucrare să aibă mintea în timpul rugăciunii, spune, lucrarea aceasta este a sta cu mintea în inimă și avea amintirea Domnului și de a striga de acolo către el rugăciunea cu smerenie și cu căință, alungând orice gând. Statornicia în deasa repetare, Părintele a fost întrebat la un moment dat, care este cel mai potrivit mediu pentru a rosti rugăciunea lui Iisus? Adică să te retragi undeva în liniște sau în mijlocul orașului, și Părintele a spus, cel mai prielnic mediu pentru rugăciunea inimii este stăruința în rostirea rugăciunii lui Iisus. Să fie rostită des, cu seriozitate, ca ea să se poată înfinge în inimă, cu atenție, perseverență, răbdare și duh smerit, cerând mereu de la Dumnezeu prospețimea rugăciunii, încredințându-ne că încet, încet, datoria rostirii se transformă într-o chemare de dragoste care aduce multă mângâiere și bucurie sufletului. Despătimirea este cea de-a treia, deci nu se poate rosti rugăciunea fără ne curăți de patim, pentru că nu are Hristos lăcaș în noi dacă noi suntem plini de patim. Iar în ceea ce privește roadele rugăciunii lui Iisus, iarăși un cuvânt al Părintelui, care arată că El este un trăitor a ceea ce spune, după o multă repetare cu atenție acestei rugăciuni, apare o așezare lăuntrică și în inima duhovnicească se naște o pace neobișnuită și un fel de căldură în jurul acestui centru. Iar omul simte o foarte mare bucurie și o seninătate și o creștere a credinței, a încrederii în Dumnezeu. Simți această prezență a Dumnezeului părinților noștri. Îl simți pe Dumnezeu și îl iubești foarte mult. În plus, simți o dragoste foarte curată și sfântă pentru toate făpturile omenești și pentru întreaga făptură. Și aș vrea să închei cu un cuvânt de îndemn al Părintelui Sofian. Să răpim cât mai multe clipe din timpul nostru și să le închinăm lui Dumnezeu, rugându-ne. Să ne ținem tari, cu toată energia, împotriva vrășmașului care vrea să ne fure această picătură de timp închinată lui Dumnezeu. Și încet, încet, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom urca și noi spre rugăciunea cea curată. Cu tine este Domnul.
Doamnelor și domnilor, nădăjduiesc că prin vizionarea conferinței pe care v-am propus-o în această ediție, ne-am apropiat cu toții mai mult de chipul marului duhovnic român Sofian Boghiu. Până la o nouă revedere, aici, la Ferestre Către Suflet, vă doresc spor în toate cele bune. Doamne.